Maia Sandu și Andrei Năstase sunt niște șomeri implicați în activități îndoielnice, iar Vlad Plahotniuc este ctitor la mănăstire. Unde este alb? Unde este negru? Greu de înțeles. Cupra Buxovce și casca în cap, ne pornim la drum. Eu mă numesc Victor Apărător, iar voi urmăriți emisiunea Păzește-te! Unica emisiune în care facem slalom printre manipulări, propagandă și alte produse alterate ale jurnalismului moldovenesc. Astăzi o să vedem cum au reflectat unii jurnaliști declarațiile de avere ale liderilor politici în perioada electorală. Hai să începem cu Canal 3. Canal 3, Prime și restul clenomembrilor acestei familii media au reflectat subiectul privind declarațiile de avere ale liderilor politici lipsit de echidistanță, dezechilibrat și fără corectitudine. Țănașii s-au concentrat exclusiv pe declarațiile de avere depuse de către liderii blocului acum, Andrei Năstase și Maia Sandu. Și n-au difuzat nicio știre despre declarații de avere depuse de către liderul PDM, Vlad Plahotniuc, sau ale altor lideri de partide politice. Nu de altă, dar a fost interesant să aflăm ce cu pianul acela sau cărțile de milioane de lei. De asemenea, el indică un set de cărți anticariat și universale care ar valora 11 milioane de lei și un pian de 131 de mii de euro. Sau poate măcar despre averile tânărului Ilan Șor am putea afla, sau poate măcar despre doamna pensionier Zinaida Greceanu, care cu greu supraviețuiește cu o pensie mizeră de 20 ceva de mii de lei pe lună. Scuzați, am ganit. De fapt, e vorba de 11.800 de lei pe lună salariu și 10.800 de lei pe lună pensie. Scuzați. Vreau să vă arăt acum o listă de încălcări prin care Canal 3, de exemplu, și-a arătat încă o dată angajamentul și preferințele sale politice. 1. Amestecul faptelor cu opinia. 2. Cunoscuți candidați înscriși în cursa electorală pentru parlamentare cu venituri zero în declarația de avere. Nu este clar din ce bani trăiește Maia Sandu în condițiile în care, în declarația sa de avere pentru perioada 1 ianuarie 2017, sfârșitul anului 2018, liderul PAS nu a declarat niciun venit. Nu este clar din ce bani trăiește Maia Sandu. Nu este clar din ce bani trăiește. Nu este clar. Dar tu ești jurnalist? Dacă ești jurnalist, întreabă. Află și o să-ți fie clar. Tu fă asta ca să ne fie și nouă clar. Clar? A doua încălcare. Sugestia sau transferul de imagini negative. Sau cum se mai spune popor? Diabolizarea. Totodată pe lista blocului creat de binomul PAS și PPDA se regăsesc și Liberal Democrații Maria Ciobanu și Ion Terguță, oameni apropiați fostului premier Vlad Filat, condamnat pentru acte de corupție. Te-o atins, Vlad Filat, cu mânuța? Ești curu! Eu una pot să vă spun, nu, dar doamne, să intri în politică și împotriva PDM și să afli cum tu odată, la vârsta de 7 ani, ai călcat cu ciubota o biată furnicuță. Despre tine la buletinile de știri nu se va mai povesti ca despre un candidat la parlamentare, ca despre un lider politic, nu! Tu vei fi jivadiorul necruțător cu inimă de piatră, omorătorul de furnici harnici! Și încălcarea numărul 3, neasigurarea dreptului la replică. Niciuna din cei vizați sau acuzați direct în reportaj nu i s-a solicitat opinia pentru a comenta cumva această știre. Și asta e trist. Hei, Victor, apărător! Dar de ce tu numai cu noutăți triste? Dă-i și ceva pricol vesel! Dar ce probleme? Cum are drag? Voi știați că înainte reportajului pomenit mai sus, candidații cu venituri zero, la Canal 3 a apărut un reportaj care s-a numit Mănăstirea Curchi, Mândria Țării. Și cum credeți focusul atenției din acel reportaj? Pe cine a fost? Pe Mănăstirea Curchi sau pe Mândrie sau pe țară? Nu, a fost pe un singur ctitor, un ctitor al acelei mănăstiri, care se numește... Și iată că această perlă a fost posibilă, realizarea ei a fost posibilă cu implicarea oamenilor de bună credință, unul dintre ei fiind domnul Vlad Plahotniuc. Eu tocmai stau și mă întreb ce concluzie ar trebui să trag. Candidați cu venituri zero nu au făcut nimic pentru țară, șomeri jos. Titor de mănăstire Vlad Plahotniuc a construit cărămidă cu cochileți. Mulțumim, Vlad, Vlad. În concluzie, posturile TV Canal 3, Prime și Aldi Bratvava nu au abordat subiectul declarațiilor de avere ale politicienilor la CEC pentru a informa cât mai corect consumatorii media, ci pentru a discredita anumiți lideri politici. Hai să mergem acum la Accent TV, un post foarte apropiat Partidului Socialiștilor și președintelui Igoraș Păpănaș, sau cum se mai spune în popor, fostul Ilan Șor. Poți ce ați, chica din poță și cum e?
Accent TV nu a difuzat nicio știre despre averile politicienilor atunci când CEC le-a făcut public și pe site-ul lor. Dar în schimb, pe 11 ianuarie, Sara, la televizor și pe interneturi, fața lui Hugh Jackman ne anunța următoarele. Candidatul la funcția de deputat din partea blocului electoral acum, Maia Sandu, cu 2 ani înainte de furtul secolului, nu a avut încredere în sectorul bancar al țării. Cu 2 ani în urmă nu a avut încredere în sectorul bancar. Cum credeți cine a padarvit sectorul bancar dacă ei nu au avut încredere în sectorul bancar? Am logică superbă. Eu am o idee. Eu zic să-i gabjăm pe toți marinarii care s-au născut după naufragiul navei Titanic din 1912. De ce? Dar pentru că de ce ei s-au născut după naufragiu? Poate că n-au avut încredere în Titanic? Dar poate că ei au cauzat naufragiu? Accent TV frumușel o scos din context răspunsurile Maiei Sandu în cadrul emisiunii Puterea 4 de la N4, le-a distorsionat și le-a servit telespectatorilor, care nu au fost informați echidistant și complex, dar au fost manipulat să vadă un anumit lider politic într-o lumină exclusiv negativă. Ei, și acum când lumea ne pare tot mai frumoasă și în curând e primăvară... Minus 25 de grade, vreți pe școală? Nu și în Canada, hai să mergem în ospiții la Jurnal TV. Cei mai mulți bani, 4,55 de milioane de euro, 11,5 milioane de lei și 347,5 mii de dolari au intrat în conturile lui Plahotniuc de la compania Vanguard International cu sediul în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Atât în buletinul de știri cât și a doua zi în emisiunea 60 de minute cu Vasile Năstase, Jurnal TV a făcut referință doar la declarația de avere a lui Vlad Plahotniuc. Fără a menționa și despre declarațiile de avere ale altor politicieni, Andrei Năstase, Maia Sandu, la primer. Nu, păcimu! Canal 3 doar despre blocul acum și doar de rău, Jurnal TV doar despre Plahotniuc și doar de rău. Voi și sunteți neamuri! Așadar, iepuraș de soare, ce ar trebui noi să știm de fapt dacă dezbrăcăm știrile de adjective și manipulări? Începând cu 4 ianuarie 2019, Comisia Electorală Centrală a început să facă publice declarațiile de avere ale politicienilor care s-au înregistrat în cursa pentru parlamentarele din 24 februarie 2019. Dacă aveți un telefon o leacă mai nou decât Nokia 3030 și dacă aveți o leacă de ieșire la internet, profitați de ocazie, informați-vă apropo de politicienii pe care urmează să-i alegeți în nou parlament. Și nu chicați în capcana propagandiștilor! Cașcavalul el poate și gustos și arată bine, dar Hugh Jackman are ghiare ascuțite. După cum ați văzut în buletinele noastre de știri, alcoolul dăunează grav sănătății voastre și celor din jur. Păzea! Atât pentru ediția de azi a emisiunii Păzește-te! Eu sunt Victor Apărător și vă reamintesc că aceste rapoarte ale presiei sunt făcute în colaborare cu portalul mediacritica.md și Centrul pentru Jurnalism Independent din Moldova. Aruncați-vă rog frumos un like, un share, abonați-vă la canalul de YouTube și dacă vă place ceea ce fac și ați vrea să continui, alăturați-vă armatei de oameni de pe patreon.com/fedot sau puteți mă susțineți direct cu o donație pe PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com. Ilarion Fruntelate vă spune pupicei!